Salutare și bine ați venit în Shenzhen, China, sau mai bine zis, în Silicon Valley-ul Chinei. Tot ce vedeți aici este doar o mică parte din piața de electronice de aici, unde puteți găsi orice, cred. Chiar cred că orice. Am văzut că sunt tot felul de chestii, unele originale, altele nu, dar de multe ori nu-ți dai seama că nu sunt originale, ținând cont că aici sunt fabricate o bună parte din componentele lumii, găsiți cam tot ce vreți, inclusiv cele mai mari, poate, două companii de electronice pentru consumer din China, și anume Huawei și DJI, sunt bazate aici. Să mergem să ne plimbăm puțin și să vedem cam ce putem găsi de cumpărat. Și aici în fața mea se poate vedea un magazin Huawei, dar și magazine mai din vest. Vedeți în stânga, acolo avem Dell, avem HP și iarăși Lenovo, care din nou este din China. Avem acolo Xiaomi, avem imediat după hotel aici un Starbucks și, după cum se poate vedea, multe din clădiri sunt pe foarte multe etaje. Toate etajele de acolo sunt cu electronice. A, uitați ce este în sus. Aici par a fi chestii legate de camere, dar aici jos avem LED-uri și aici din nou LED-uri. De exemplu, astea sunt LED-uri ce pot fi cumpărate. Aici par a fi semiconductori. Nu știu exact ce componente sunt astea, dar probabil că pot fi cumpărate. Și aici avem pliante cu ce se vinde. Voi știați că Xiaomi face laptopuri. Deci eu habar n-aveam, dar se pare că Xiaomi face laptopuri și arată chiar decent. Sunt mai ieftine decât Huawei-urile, de exemplu, din ce am văzut. Interesant. Sunt curios cât de bine merg și cât de bune sunt driverele pentru ele. Mamă, ce e aici? Și mai sunt multe etaje și asta e o singură clădire din, cred că, cel puțin 100 de clădiri. Și că tot de curând am trecut și eu pe un G-Shock. Uitați aici. Sunt multe copii de G-Shock. Uite, asta seamănă un pic. Și e mult mai ieftin. Ce ziceți? Merită? La un butic mai devreme mi-au zis 200 de yuan, care înseamnă 130 de lei, ceva de genul. Stați să verific. Da, 200 de yuan, 128 de lei. Și am ajuns și la DJI, să vedem dacă cumva au ceva interesant. Da, voiam să iau niște filtre ND pentru Pocket 3, dar se pare că nu au.
În schimb, prețurile nu mi s-au părut cu mult mai ieftine decât în alte părți. Practic un DJI Osmo 2 era 1400 ceva de lei și un InstaGo 3 1700 de lei. Nu mai țin minte cât sunt acum în România, dar nu știu dacă sunt cu mult mai scumpe. Și am terminat cu clădirea asta. Mamă, deja sunt obosit. Am făcut deja 6000 și ceva de pași doar aici. Și e wow. Am văzut că nu toate chestiile sunt cu mult mai ieftine, am verificat. Și e un pic mai ieftin aici, de exemplu un Insta 360 Go 3. Aici este, cât era? Era în jur de 1600 de lei, 1700 și în România este 1800-1900, ceva de genul ăsta. Oricum, diferențele de preț nu sunt chiar atât de mari, deci dacă vrei și garanție în România, poate e mai bine să iei de acolo. Și în schimb sunt și chestii fake care sunt clar foarte, foarte ieftine. De exemplu, un card microSD de 1 tera, pe care scrie SanDisk, dar nu cred că e SanDisk, și care, pe care scrie 170 de megabytes pe secundă, dar nu știu dacă zice atâta, este cam 100 de lei, un pic sub 100 de lei, pe când în România am văzut că cele mai ieftine sunt pe la 800. Și asta dacă cumperi unul singur e 100 de lei. Dacă cumperi multe, e foarte, foarte ieftin. Dacă nu ai nevoie de un card neapărat super, super rapid, s-ar putea să fie o variantă bună. Adică, probabil că un tera tot are și nu știu cât de rapid se strică, pentru că, exceptând anumite situații că folosești la camere de supraveghere sau de astea, țin destul de bine. Acum o să mă odihnesc puțin și vedem ce mai vedem în continuare. Poate ne mai uităm și pe la alte magazine, pentru că, din nou, asta a fost unul singur. Poate mergem și prin alte părți. Chestie interesantă, am citit că aparent se zice că 90% din componentele electronice ale lumii vin de aici și asta este cea mai mare piață de electronice din lume. Și după ce am văzut, chiar așa cred că este. Probabil că toți comercianții din România care vând chestii made in China, fake-uri și așa mai departe, tind să cred că se aprovizionează de aici sau prin intermediari, la urma urmei, tot de aici. Oare să mă apuc și eu de un business cu electronice de aici? Mamă, deci cum se vede de aici, foarte, foarte fain orașul. Și o chestie interesantă pe care am observat-o, de care mi-am dat seama acum, deși știam conștient, doar că acum am dat seama de ea. Deși sunt multe mașini, multe motociclete, scutere, e foarte liniște. Nu simți zgomotul ăla de trafic pe care l-ai în majoritatea orașelor.
Bine, chinezii în sine ei sunt relativ gălăgioși, unii dintre ei și auzi vorbind destul de tare, dar nu se simte traficul ăla pe fundal. Și asta pentru că, cred că 99% din vehiculele lor, dacă nu mai bine, sunt electrice. Deci nu ai deloc zgomotul motorului și e foarte ciudată, nu credeam. Nu mă așteptam să fie așa, dar chiar este pentru mine foarte ciudată senzația asta, să simți cum se mișcă mașini pe lângă tine, dar nu auzi nimic. Foarte tare. Nu-mi dau seama dacă la poluare ajută sau nu chestia asta, dar vă zic, la zgomotul de fond, nu ai zice că este un oraș de, cred că 13 milioane de locuitori, doar din cauza asta. Deci uitați, și autobuze, și mașini, și scutere, și cu toate astea, nu auzi nimic. Și haideți că până m-am făcut și o achiziție, pentru că mi se pare un pic ciudat totuși aici să filmez în anumite locuri. Am luat asta și mai exact varianta de 128 de giga, nu știu dacă nu focalizează asta. Până la urmă am găsit într-un loc aici mult mai ieftin decât în România. În România e cam 1900 de lei, dacă am văzut eu bine, varianta de 64. Stați să verific. Da, 1900 de lei varianta de 64 și aici am dat 1600 și ceva pentru varianta de 128, cea de 64 era cam 1400. Probabil ajută faptul că inclusiv Insta 360 este o firmă de aici, din Shenzhen, locală. Și asta, probabil ați mai văzut-o și la alți vloggeri, nu are calitatea la fel de bună, dar e foarte micuță, o pui pe tricou, nici nu se vede că o ai pe tine. Bine, e albă, se vede un pic, dar la un moment dat o să cumpăr și o cusă. Am văzut că sunt niște cuse negre și pe un tricou negru nici nu o observi. Haideți să o desfacem sau să încerce puțin. Bun, deci cam așa. Bun, și asta este tot. Deci, cam atâta va fi. Și va sta frumos aici. Nici nu se vede. Da, foarte tare. Și mai are un pachet, câteva chestii. Așa. Ok, chestia de pus la gât, pentru că e magnetică. Încă niște chestii, asta este, practic o pui aici și atunci ai și ecran. Ecran care se rotește, așa. Și atunci devine ca un fel de GoPro. Haideți că o pornesc și ne revedem mai acuși. Nu am reușit să pornesc încă camera pentru că trebuie să descarc aplicația, are 1 giga jumate, așa că aștept să găsesc un Wi-Fi, pentru că nu am mult internet pe 4G aici și probabil o să folosesc Wi-Fi-ul la hotel, pentru asta am văzut că merge pe el foarte ok. Apple Store-ul, poți să descarci, sunt chestii care nu merg normal, gen YouTube, gen chestiile de la Google, dar asta funcționează. Iar acum o să merg undeva, unde să nu mai fie zona pietonală, să caut un taxi și vreau să mergem la Ping'an International Finance Center, de unde, dacă mai este deschis, să vedem de sus Shenzhen-ul. Și după cum puteți vedea, s-a întunecat și se pare că s-a și animat un pic zona. E mult mai multă lume acum pe aici.
Mamă, și ia uitați ce interesant, o cameră pe care poți să o ții așa. Aici. Nu știu dacă e calitatea super bună, dar pare foarte interesant. Ar fi interesant să folosesc și eu una de genul, nu? Deși, cred că mai interesante sunt alea care sunt ca ochelari de soare. Știu că Ray-Ban au unele, dacă din păcate nu e prea bună calitatea. Dar în rest, nimeni nu-și dă seama. Mai ales în zone de genul ăsta, unde lumea nu e atât de obișnuită cu filmatul, e foarte ok. Și acum să chemăm taxiul. Asta e aplicația din Alipay, este Didi. Așa. Unde suntem? Suntem la hotel. Și anume la Shanshui Trends, asta din Huaqing Bay. Huaqing Bay este practic zona cu piața de electronice către Ping An Financial Center, asta. Și astea sunt prețurile. Bă, că primul vine în 3 minute, deci o să le iau pe asta. 11 lei, ceva de genul. 10 lei înseamnă 15 yuani de astea. Confirm. Ah, se pare că de aseară am deplătit 13 yuan taxele pentru autostradă. Dăm să plătească. Aici mă pune să bag codul. Și s-a plătit, o play taxele. Și acum din nou să încercăm. Bun, și s-a păstrat prețul, 4 minute. Confirm. Îmi spune că e ok, prepay. Cu cardul, confirm, ia cod. De ce durează așa de mult, acum de obicei e aproape instant. Mai încercăm o dată. Bun, și acum a mers foarte rapid. Deci 10,88 pentru undeva la 6 km. Și acum mi-a găsit șoferul și mașina este o, nu știu ce e aia, albă. Deci cât timp aștept eu, uitați cât de liniște este de la mașini, toate astea fiind electrice. Bine, se aud claxoane, asta n-ai ce să faci, dar în rest, nu știu, parcă n-ar fi trafic deloc, parcă ai fi în pustietate din punctul ăsta de vedere. Foarte tare. Oare când o să se ajungă așa și în România? Da, ce mă întreb eu? Au și locuri de încărcare peste tot? Că sincer, eu până acum nu am văzut niciunul. Nici nu am mers în nicio parcare, dar nici nu am văzut locuri de încărcat.
Deci sunt curios unde și încarcă ei mașinile. Dar în orice caz, foarte, foarte mișto. Îmi place. Și am ajuns. Impresionantă din nou infrastructura. Impresionante și clădirile de aici, zici că ești în New York. Toate sunt super, super înalte. Doar că par mult mai noi decât acolo. Toate sunt din sticlă, din ce văd. Și cred că toate sunt clădiri de birouri. Și o altă chestie interesantă pe care am observat-o este că, deși e 7 seara, 8 seara, vineri, 50-60% din birouri par încă să aibă lumină și lumea încă să muncească. Și tocmai am aflat că în China se pare că cultura este 9-9-6, ceea ce înseamnă că lucrezi de la 9 dimineața până la 9 seara, timp de 6 zile pe săptămână. Nu știu câți dintre noi europenii am vrea sau am accepta să lucrăm atâta, dar se pare că infrastructura țării astea e atât de dezvoltată și de fapt țara asta este atât de dezvoltată pentru că oamenii muncesc atât de mult, vă dați seama. Până de curând cea mai numeroasă țară cu cei mai mulți oameni, toți muncind atât de mult, normal că e dezvoltat. Ăsta din spatele meu este Ping An Financial Center și din ce am citit ar trebui să aibă un observation deck și să vedem și noi orașul de sus, mai ales acum pe timp de noapte, să vedem cum arată. Sper să fie deschis și să reușim să urcăm. Și cam așa arată clădirea, să văd dacă pot să dau camera până sus. Deci, uitați, până sus de tot. Și acum să intrăm. A trebuit să ocolesc clădirea. Și ia uitați. A fost terminat în 2016, are 599 de metri înălțime și este cea mai înaltă clădire din lume care are doar spații de birouri. Ia să vedem. Cam asta e comparativ cu One World Trade Center din SUA, Taipei 101 din China, Petronas Malaysia și așa mai departe. Dar e interesant că dintre cele mai înalte, una, două, trei, patru, cinci, cinci din nouă sunt din China. Și aici este către bilete. Da, și pe aici, Free Sky, scrie și aici. Hai să intrăm. Interesant că trebuie să ajung sus de tot, dar momentan se pare că cobor. Și am ajuns la etajul 116, la 547 de metri. Și priveliștea e wow. Cam așa se vede orașul. Aici sunt și niște foci, nu știu ce înseamnă. Scrie în chineză, deci nu știu. Nu scrie nimic în engleză despre ele.
biletul costă 200 de yuani, care înseamnă aproape 130 de lei și e deschis până la 8.45, din ce am înțeles, seara. Probabil că cel mai fain e să vii undeva la apus ca să vezi și pe zi și pe seară, dar dacă e să alegi între zi și noapte, cred că noaptea este cel mai bine. Deci nu-mi vine să cred că acum 40 de ani aici nu era nimic și acum e asta. Deci, ca să vă dați și voi seama de câteva lucruri. În 1979 abia a devenit oraș Shenzhen și acum e ceea ce tocmai ați văzut și probabil că asta este doar o mică parte din el. Și cum a reușit să ajungă așa? Păi, în 1980 s-au făcut niște reforme economice. Deci în 1980 s-au făcut niște reforme economice și Shenzhen a devenit prima regiune economică specială din China. Asta din cauza că este la granița cu Hong Kong și asta a stimulat foarte mult investițiile străine și în timp de 30 de ani a devenit cam ce e acum. Și ca să o faceți o idee, citesc și eu câteva informații și anume că este a opta cea mai competitivă și cea mai mare piață financiară din lume, este orașul al șaptelea cu cele mai multe sedii de companii din Fortune Global 500, deci practic dintre cele mai bogate sau mari 500 de companii ale lumii, este orașul al șaptelea cu cele mai multe. Este al cincilea oraș din lume cu cei mai mulți miliardari. Al doilea oraș din lume cu cei mai mulți zgrenuri, probabil mă gândesc eu după New York. 90% din componentele electronice ale lumii vin de aici și cea mai mare piață de electronice din lume este aici. Dar acum suntem în centrul financiar unde sunt extrem de mulți grăienori și probabil mai toți dintre ei sunt clădiri de birouri, inclusiv cel în care mă aflu acum. Da, impresionant, mă bucur că am reușit să văd asta. Îmi pare rău că nu se poate sta mai mult în China, nu este decât o viză de maxim 6 zile. Ar fi fost interesant să stau mai mult aici și să vizitez, deși e un oraș destul de scump. Ceea ce nu pot să zic că mă așteptam de la China, pentru că în mass media noastră se zice că e o țară de lumea a treia sau așa și sunt conștient că am auzit că sunt alte zone din China care nu sunt nici pe departe la fel de dezvoltate, dar chiar și așa nu mă așteptam să văd atât de multă dezvoltare cum este aici. Și asta e clar prin foarte multă muncă. Nu pot să zic că valorile mele se aliniază foarte bine cu ceea ce este aici, pentru că totuși este o țară mult mai restrictivă decât Europa sau decât Statele Unite sau țările cu care suntem noi obișnuiți, dar eu zic eu că este de admirat ce au reușit să facă, pentru că pe timpul lui Mao Zedong, cred că era subdezvoltată practic țara și ce a ajuns acum. Da, zic să mai stau un pic pe aici, mai admir priveliștea, după care probabil că înapoi la hotel să mănânc ceva. Și cred că noi ne revedem mâine, așa că o să închid aici acest vlog.
Vă mulțumesc că vă uitați la mine și nu uitați, dați un like, abonați-vă și împărtășiți clipurile mele și cu alții ca să creștem și noi acest canal. Vă mulțumesc, până data viitoare, numai bine! E, și ca să nu zic doar chestiile wow, deși și asta e wow doar în alt sens, tocmai am ajuns într-un mall care e fix aici lângă Pingan și jumătate din el cred că e gol. Adică, uitați, aici toate chestiile astea sunt goale și par la fel pe toate etajele. Interesant. În partea cealaltă par să fie câteva chestii, dar oricum mult spațiu care ar fi putut fi folosit, dar se pare că nu au clienți, nu știu care e chestia. Am auzit că sunt locuri în care practic s-au cam dezvoltat mai mult decât ar fi trebuit, exemplu și cu imobiliarele și cu orașele fantomă și așa mai departe. Dar, per total, rămân impresionat de acest oraș și mi-ar plăcea să pot să vin să stau mai mult aici și să-l explorez așa cum trebuie. Cum, chiar că închid acest vlog, ne auzim data viitoare. Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss, cause I'll go with you.